Președintele TNL Giurgiu Emil Epure a vorbit despre demisiile foștilor săi colegi în conferința de presă de vineri și s-a declarat dezamăgit și deranjat de modul în care au procedat aceștia. El spune că totul a fost regizat. Aș vrea să încep prin a spune că nu mi-aș fi dorit să vorbesc despre tineri, ca și despre foști colegi la această manieră, dar m-a deranjat demonstrația regizată prin care foștii colegi au ales să părăsească Partidul Național Liberal. Modul de a părăsi PNL, și-au postat pe Facebook demisiile pentru ca ulterior să vină la sediu să și le depună, bineînțeles cu pozele de rigoare, creând un subiect de presă. Nu cred eu că face cinste unor tineri politicieni așa cum se doreau a fi. Nimeni nu este de neînlocuit, a mai declarat liderul TNL Giurgiu, acesta fiind și mesajul pe care l-a transmis foștilor colegi. Emil Epure a mai arătat că demisiile au fost depuse și din cauza schimbării conducerii Consiliului Județean, mulți dintre demisionari fiind angajați în structuri care se află în subordinea acestuia.